dracu, a. Lampa mătii, ia uite ce am făcut, mă. Ui, Titi, că dărând pe teare. Ajunge cablul ăsta până aici sau o să duc? Ia. Ala-i, stinge becul ăsta. Păi, e pula mea, mai văd nimic, mă. Nimic, nu mai văd nimic, nimic. A. Acum lumină să se facă. Mamă, zici că a venit o zeneură, dar fii atent, taci. Uite, de capul meu, na. Să vede ceva? Alo, băi, cameră, aici, stai să o pun mie, că data trecută asta numai genunchiul mi s-a văzut. Mi-a zburat papucul. I'll never let you go, I'll never let you grow, I'll never let you out of my basement. Bă, stai, bă, că n-am cum să stau aici, uite-ți, știu, am cutia asta în picioare, așa trebuie să stau, să-mi bag pula, iar stau cu genunchiul în care, iar să focalizează toată camera pe picioarele mele. Așa stau, ca un Buddha stau, uite așa, aia, e bine? Bă, eu mă văd în camera că parcă e prea jos. Stai că am pus-o mai sub, bă, stai așa, am un să vede, nu, că să vede, să nu se vede bine, stai așa, am un pune lampa asta aici, pun-o aici să-mi bag picioare, ce mamă, ce foaie, miroase a încins, că ai pus să ia foc chestia asta. Gata, acum pot să stau bine, să mă văd, acum e în paralel cu ochii mei. Bine să nebunesc, să-mi bag pula, dacă nu fac un video, dacă nu vorbesc cu cineva despre chestia asta, zic că o să iau o raznă așa, să mă cațăr pe mușchi, după aia o să mă arunc în capul lui Vladimir Putin, ce-am vrut să zic. Bă, știți cum ai zis eu că sunt optimist și că 2024 o să meargă bine? Bă, n-am putut să fiu mai rău niciodată în viața mea, am putut să greșesc mai rău data. Cum să încep eu, habar n-am. Hai să o luăm cu începutul, mi s-o strica centrala iară. Ai putut-o, Dumnezeu, calorifer ce caldă. Să-mi bag pula, centrala asta m-a trecut. Aci-i centrala. Aci după peretele ăsta, dacă mai dau cu palma că îmi pică de goala în cap. Fix aci în spate unde e centrala. Bă, s-o fută Dumnezeu numai la... Bă, zic că centrala merge pe 3 bări, da? Are 3 bări de alea și dacă ajunge la a treia bară, e gravă situația, se transformă în Vezuviu. No, și am avut pentru o perioadă de timp, centrala stătea numai la 3 bări de alea. Fai de pula mea, cum se putea de așa... Bă, deci chestia e că centrala asta are vreo 5 ani de zile, 5-6 ani de zile, cam așa. Și odată ce se atinge vârsta aia, trebuie să ții centrala nouă, practic. Așa s-a început chestiile astea. Plătești 20 de milioane pe centrală, te ține 2 ani, mai plătești încă 20 de milioane. Inginerie românească. Bă, și să-mi bag pula, am chemat o grămadă de oameni să repare chestia asta. După aia mai trebuie să mai chemăm pe cineva recent acum, că am mai reparat centrala asta de vreo 3 ori de când am avut-o, să-mi bag picioarele, ne-au proaste făcute chestiile astea. Și am mai chemat pe încă cineva să vină să repare zilele astea după revelion cu aia. Și vin eu omul meu acolo că nu mai să ridica aia, ieșea apă din ea, dracu, ieșea de capela mea și că era țâșnitoare, de bun, am pus pe comandate acolo, aveam fântână artizanală în casă, că aia te duceai în debara aici, unde e prostia asta, te duceai în cămara asta, cea. Bă, că nu țâșnea apă din aia, dar zici că să-mi bag pula, era stropitoare. Nu numai că făcea și eu o grămadă de gălăgie, deci presiunea foarte mare și extra cu riscul să explodeze în pula mea și nu-i numai că explodează și că se ducea dracu jumătate de casă, dar probabil că eram șoacii. Și dacă tuna asta, ce picată peretele ăsta în cap. Afară plouă, dărupe, ești nebun, deci în perioada asta zicea că o să ningă, o să rupă, o să fie ger, temperatură pe minus. La mine plouă și sunt 10 grade afară. E dimineață, e ora 2 dimineață, cât dracu-i ceasul, unde mi-e ceasul? A, dă-mă pula telefon, mamă, era să dau cu ochiul lampa, aia, ia, ce ajungeam cam filme de groază. Uite-te, este ora 10 când fie, să nu ziceți că sunt lene, mi s-a strigat. Nu mai stă ca asta la telefon prinsă și să-mi bag pula nimeni. Chiamă-ne pe cea să vină să inspecteze centrala, să vedem care e problema, vine eu pe acolo, zice, a, păi e o valvă stricată, dă-mi 1 milion. N-am plătit pe la pula mea, ce că vă... Bear with me, vin în 2 zile cu piesa necesară ca să reparăm problema. Nu numai că l-am plătit pe ăla degeaba, au și umblat la centrală, nu știu ce dracu i-a făcut. Bă, la ieșa apă și mai rău din ea. Bă, s-a bă, pula, mă, nu s-a putea așa și numai asta la ieșa și din caloriferea, bă. Ca e, când mă ducea acela calorifer la chestia acolo ca să scos prosunea. Bă, dacă nu țâșnea apă din ea și ca să fie totuși mai amuzant, știi cheiția pe care o dai acolo, ăștia care stau la casă, să vă permiteți. La calorifer ai un cheiț de-aia micuță ca să suciște acolo de așa ca să iasă prosunea din ea, știi? Bă, și stătea taică meu și dădea presiunea în alea și avea o cană de așa mai mare ca să curgă apa în ea acolo, să-mi bag picioare, că cam miro, că când a venit factura la apă, să vezi ce o să mă fută Dumnezeu. Cheița a scăpat-o în găleată în cană aia și nu și-o da seama. Și apa pe care o scotea din calofeu o aruncam în WC-ul.
O aruncat chiția în beciu coi. Și răzați-a că următoarea chestie pe care trebuie să o face, bagă repede mâna în beciu, găsește cheița. Partea bună s-o găsi cheița. Partea a doua trebuie să bage mâna în beciu un căcat. Vă vedeți ce bine merge asta pentru mine? Pula mea a stricat la coafă, am mai stat 20 așa, trebuie să întindem futunul prin casă ca să nu cumva să ne sănimă, drag, să ne trenim de mânică. Pești 2 zile n-am mai dormit, că era de 3 de oră în oră ca să golim găleata, da, pe acolo, că puneam o găleată sub ăsta, sub prostia asta de centra, ca să curgă apa, știi? Ca să nu ne inundăm, să nu murim, vreau să ne mănânce Poseidon. Punea ceva să schimbă gatea, băi, 2 zile n-am mai dormit, să-mi pap picioarele, mă, așa asta, să, băi, pe aia să stai, mă duceam, pășeam orice, bă, du-te, golește gata, că e gravă situația, că am consumat vreo 200 de litri de apă, vă vă dați seama cât apă am mirosit, vă vă dați seama copiii din Africa puteau să mănânce apa aia. Da, și acum centrala s-a repat, o venit ăla, i-a mai dat încă 2 milioane, o venit să locuiască piesa, băi, și vede, de data ăla, desface centrala pe acolo, ce... Puuu, zice omul meu acolo, de geamă, mamă, stai că nu-i păzea. Ci că ceva din spate te să scoate tubul, să dă centrala jos sau ce, mamă, că m-au zis că este amenză. Aaa, e clar, băi, plătesc tubul cât am dat pe centrala asta, e gravă situația. Aaa, stai că nu-i păzea, stai, e decât o valvă. E decât o valvă pe care trebuie să o locuim, uite, vezi piesa asta, eu vreau o piesă micuță și albastră care s-o dus pe pulă. Și de cazul la chestie, am avut o fântână artizanală în casă cu furtunul întinsă pe păstă tot pacient, dar zici că era șantier de lucru. Și țâșnea apă din calofiat, dar zici că era, era robinet, ca să nu mai vorbesc că, na, că am vrut să fac centrala, totul merge, caloriferul frige, bă, să-mi bag pula în ei vecini, de toate felurile. Dă cum să cadie, cum să nu să cadie, ăia din Hello Neighbor și tot așa mai departe. Bă, știi că vă ziceam eu chestia că sar câinii de la vecini la mine în curte și fac prăpăd. Mă, tocmai ce am arătat un tragic dezastru, după ce mi-a omort o pisică, pula mea, aveam 4 pisoi mici și frumoși în curte, da, foarte fain, am 5 pisici, pula mea, aveam 5 pisici, acum mai am decât 4. Pisoi aia, 3 săraci, unul din ei era una fain, așa și albă și foarte frumoasă și ghezată, asta era birmaniță, dracu, știi ce aia pisică, dar asta m-a pisici, dar asta mi-au dus pisici astea. Ia dau televizorul jos, hai chiar să rămâi și fără televizor, că e bine, merge de ce mai bine, am să băgam ea și pula mâine. Am găsit pisicuța odată moartă după casă, coaie, și mi-a stricat și instalația de țep în spatele casei pe care le aveam pe acolo montate frumos. Nu știu cum pula mea, că era lipită, erau cărămiți cu ciment. Nu știu cum un câine a reușit să doboare cărămiți cu ciment împetrite acolo și cu niște blemne pe stele. A, nu știu ce câini e ăla, dar să-mi bag pula. Și mi-a omorât pisica, mi-a făcut pagube pe curte materială o grămadă. M-am dus la vecinul și a făcut ultimul level de porn acting. Știi, deci a fost foarte genul, oh, nu! Băi, deci așa da, m-am enervat, bă, îmi venea să iau la bătaie, că mai că începeam, am vrut să pun capcanii pe curte ca să prind câinii aia, să-i omor, să-i arunc, să-i duc în fața la magazinul lui acesta, iar să-i zic, uite, coaie, ce-am prins, îți place? Dar o seama că nu, las că ne certăm cu vecinii, că ne nu știu ce. Coaie, ai mea o problemă gravă. Ei merg mereu de gura oamenilor, să-mi bag pula orice zic oameni, toate chestiile astea. Băi, eu îi urăsc pe tăzi, mă. Eu dacă am putea să fac rău la cineva în momentul ăsta, eu glumesc. Glumesc YouTube, glumesc poliția română. Stați calme acolo. Ideea e că am lăsat câinea, am vorbit cu vecinul, a zis că se ocupă, a pus un gard de plasă așa pe da lungul, dar știu unde n-a pus gard de plasă? Fix pe zona pe unde sar câinii. Oamenii mei autiști în viața mea, înțeleg că-s francezi și că au neamuri francezi și mănâncă melci cu mucegai cu brânză împuțită. A put o smorță, măi, nu puteai să mai ai un metru de gardă plasă să-l pui, să-l lăsa acolo. Mă scuzați, au ieșit demonii mei interiore afară și simt că nebunesc constant să mă apuc la, nu mai pot. Exact în colțul ăla pe unde sar câinii, n-au pus gardă plasă și am zis, băi! Te omor cu mâna mea, domnul vecin, să ba pula. Nu mai vin la magazinul, te omor de foame, falimentez că îți mai cumpăr eu până de dimineață și te duci dracu. Bă, dar nu numai că era o idee că, bă, poate să era un câine și să căca la mine în curte și făcea dezastru pe păstă tot, să-mi bat picioare pe unde găseai mă cât o mină de aia de trece și mai dădeai cum așa de un seama, direct în căcat de câine, de cai, pa! Dar pe lângă chestia asta zis, bă, dar de ce dracu de mult căcat de la un singur câine? Că nu mergeam în jungă decât un singur câine sare. Ăsta are vreo 4 câini, apropo, vreo 4 dulăi de aia care dacă te văd te mănâncă cu tot. În teorie, că în practică săraci dacă dai șu la ei, știi cum îl fugi, s-au dus în capătul ăla al țării. S-au dus să joace table cu Iohannis în Dubai. Chestia e că într-o seară când făceam eu florișele ca să mă pregătesc să mă uit la, nu mai știu, la fila Stranger Things cu Alexa, nu mai știu ce dracu știu, deci nu mai știu că vreau să mă uit. A, ne-am uitat la Charlie și fabrica de ciocolată, fai de pula mea ce-am mai râs. Ai, după ce am aflat că Johnny Depp joacă rolul lui Willy Wonka, mamă ce m-am mai distrat. Eu așa mă distrez în film, după, dacă apuc că e cineva care îmi place în filmul ăla, eu mă distrez, dacă mă uit așa rând la film, eu nu mă distrez. Sunt foarte pichi așa cum e vorba. Dar s-a îmbat pula. Deci stăteam, făceam florcele pe acolo. Mă, și nu mă aud așa niște gălăgie. Văd o pisică că fuge așa. Nu era pisica mea, din fericire. Fuge pisica. Bă, și dintr-o dată
un câine fuge de pe aia. Încă un câine fuge de pe aia. Și al treilea băgard încerca să se cațără și la mine cu aia. Trei câini la mine în curte coaie. Și zice și mai ciudat, eu nu am câini. De unor venit, de la domnul vecin. Nu mai pot, ne iau razna acum. Dar na, câinii, toți am ieșit după ei, dă-i cu lanterna, ia cu băta, țineam cu băta să facă lumea, râdeam cu lanterna, după ei, bă, nimica, s-a dus, ai dracu, dispărut în Calea Lactee. Și îți dai seama că am mers la vecinul următoarea zi, să zice, bă, uite-te, e câinii ăștia la tine pe aici, bă, ia, bă. A, ca să nu mai menționez că aveau furași ca sunt de mâncare de pisici. Da, câinele o fura ca să nu mâncare de pisici, l-o duc la acolo în curte și vecinii nu mi-l mai dau înapoi, pentru că vecinii sunt plecați în vacanță. În pula! Îmi pușcă o venă în cap, rău, de dacă mă gândeam toate chestia și că le narez, așa parcă mi s-a amplificat deja durerea de cap. Na, ca să mai zic că l-am avut și pe vecinul din partea asta. Da, vecina din partea asta, așa că sunt cu o joadă tâmpiți. Vecina din partea asta, altă într-o bună zi, că steam așa și mâncam cu ai mei într-o dimineață, nu mă văd pe vecina acolo cu stea și... bagă cancer pulmonar. Și băga mama aia tot fumul în casă, îmi pune mea că avea geamul fix acolo lângă și nu putea să țin geamul deschis pe timpul verii, că tot fumul ăla intra în casă și murea asfixiat acolo. Mă așa o văd pe vecina cum stă pe acolo, uite așa stă pe lângă gard. Știi ce a fost aia? Jigodile de câini pe care are femeia asta și pe care nu-i hrănește niciodată, că sunt niște oameni, niște gunoaie de oameni și toți gunoaiele de oameni de pe zonă de pe la mine, că au maxim vă 4-5 câini în curte, în pula mea. De-aia toate pisicile vin la mine, că eu sunt singurul domnul de care nu are niciun câine, nu mai are niciun câine, că mi-au omorât vecinii pe toți, fix de-aia în pula mea. Și fix de-aia nu omor eu câinii la vecini, că să nu mă pun rău cu vecinii, fu... Bă, să mă calmez neapărat, să-mi bat picioare, că nu se mai poate așa. Nu se mai poate, pe bune, chiar e gravă situația, nu se mai... Bă, nu, doar nu. Dar mi-a aruncat o rândurică moartă pe stăgard. Și îți dai seama că creierul meu prost nu a reacționat, că în secunda a doua trebuia să mă duc să iau rândurica, dacă o să iau bagul aia pe săraca, rândurica n-are nicio vină, îți dai seama, era o rândurică pe care a murit o câine și nu a mâncat-o. Și mi-a rugat-o mie pe stăgar. Am zis că dacă mai face așa o singură dată femeia, mă duc și o bat. O bat pe bunie. Nu, glumesc. Glumesc fără violență. Terex nu instigă la violență. Terex instigă la pupici, bătut palma, nu bătut palma că e violent, mângâieri. Atingeri sub... nu sună bine, că asta e mai gravă decât cu bătaia. Mi-a arcat o rândurică moartă pe stăgar. Așa, zic, da, ați adus, dracu, i-am arcat și o rândurică înapoi. Dar am zis că data viitoare, următor cadavru pe care o să nu pe stăgarul să fie alea. Acum, abia mai făcut și ăștia belele, ce puțin așa nu sări câini la mine pe proprietate, pentru ceva motive. A mai fost și deștepția mie să le dea să mănânce oase de pasăre înainte și ce dracu mai avea rămășițe de la mine să le dea să mănânce pe acolo. Și na, acum câinii ăștia încearcă să ne mănânce pe noi pentru ceva motiv. Lângă asta, vecin din partea asta care vreo 3 ani de zile au folosit proprietatea mea, jumătate din proprietatea mea, pentru că am o grădină mare acolo, toate alea frumoase și toate prostile, știi? Și aveam și un cotez de porci, toate chestiile astea, adaptate după vremea toate aia făcut e pe acolo. Și dacă noi le-am mai folosit când ne-am mai trebuit, am întrebat vecinul, bă, dar pot să le folosesc eu? Și aici s-a întâmplat cea mai mare greșeală și am spus da. Niciodată nu spui da la un vecin care vrea să-ți împrumuteze, nici dacă vrea să-ți împrumute zahăr, chiar dacă ești cu sacul de zahăr, așa vrea să-ți dea vecinul, aici zahăr să-mi grăși mie. Vecinul când te întreabă ceva, indiferent ce îi zici nu. Vine vecinul și spune că i-a luat foc casa și că are nevoie să folosească telefonul, să sună la pompier, zici, n-am telefon. În timp ce tu vorbești la telefon, îi zici că n-ai telefon. Da, alo, da, și ce faci, da, ce zic vecine, dacă am telefon, nu scuze, n-am telefon. Da, să-mi bat pula, omul a plantat la mine în grădină vegetale, am beneficiat și de vegetalele alea gratis de acolo, toate cele, după ce mi-au mărit și factura la apă și toate cele, mi-au stricat în grădina, mi-au lăsat toate alea praiște pe acolo, dar într-o bună zi s-au decis că vrea să crească porci. Îți dai seama că noi, ca oameni de treabă care suntem, care vrem să fim buni, samariteni ai societății, am zis da. Și în pula mea, porci au scăpat pe-n curte, au făcut prăpăd, în zile, așa mai departe, o dărmat tot cotețul ăla care a trăit, cotețul ăla care avea vreo 100 de ani, săracul nou, dar na, 100 de zile cu oamenii ăștia nu au rezistat și s-au dus pula și cotețul. Ca să înțelegeți și voi, asta s-a întâmplat până în 2024, dar nu contează, tot pe aici s-a întâmplat, așa că pula mea. Și îți dai seama că nu m-am ales cu nimic de formă la chestia asta, ce, pentru jumătate kill de jumăr, nu s-a meritat. S-a meritat atâtea pagube materiale, să-mi bag pula, o iau razna cu vecinii, nu mai suport, nu știu cum să intitulez video-ul ăsta, cred că nebunesc, sau băga mi-aș pula, cred că omor pe toată lumea. Și anul ăsta contează să meargă rău, mi s-a zbăt, am avut probleme cu calculatorul, a trebuit să stau vreo 2 săptămâni să fac pe hackermenul, ca să văd ce dracu probleme din driver din astea, încă de la ultimul update-ul, de la Windows mi s-a dus pe pula. Stăm cu aia. Hai de capul meu, am început să facă driver de coliziune în trenă, a trebuit să fac fresh install la driver, m-am mutat pe acolo, alte erori. Îmi dădea tot felul de prostii, display adapter, nu știu ce, morță, măsii, s-a oprit renda să funcționeze, s-a făcut recovery cu succes, pe aia dădea calculatorul crash și dădea restart. Anul ăsta a început-o, de-abia e cât ce ianuarie, stai astea așa să vedem.
E 8 ianuarie. Băi, vă dați seama, o săptămână. Deci toate chestia asta s-a întâmplat în circa o săptămână, cam așa. A mea foarte bine, ce poți? Nici n-am apucat să mai fac stream-uri, din cauza că putea apă până casa să scurci și că uitau toate alea. A zis, mamă, stați, vezi acum, vine domnul Roșfatu. Stream-uri în continuu. Clipuri în continuu. Nu fac clip, fac stream, nu fac stream, fac clip. Și tot așa, și tot așa, și tot așa, și tot așa. Teaserul ăla m-a apucat să mai termin, că din nou nu răspunde omul la e-mail, deci probabil că a murit sau l-a oropit extraterestri, nu pot să-mi dau seama. Am încercat să găsesc un locuitor și e greu al dracului, că odată ce ai găsit ceva ce-i potrivit, dar că nu vrei să folosești orice acum, știi? Și vrei să cauți și eu ca să fie aproape la fel de bun ca chestia sau poate mai bun. Primul sfert din anul, din luna ianuarie a anului 2024, mai că era să mă umoare mai pe scurt așa, dacă stai te gândești că peretele să-mi pice în cap, apă până toată casa, prize pe păstă, tot sare câinele și iepame și vrea să mânce la săronțe, la oasele lui T-Rex, pentru că uite aici os suculent. Apropo, dacă vă intrați pe OnlyFans-ul meu, puteți vedea la multe dintre astea. Atunci să citesc să fac glumea, că unica, uneodată chiar au crezut că am OnlyFans-ul în pula mea, îți dai seama ce... Apropo, cine... ca să închei așa cu o notă bună. A apărut AI Girlfriend, dacă n-ai iubită și ești un depravat, deplorabil și dement, iubita AI te va salva. Cine dracu mă să-și mai bage pula într-o femeie pe bune? Că e, ți-ai o placă video, ți-ai un telefon, ți-ai un iPhone 20 în pula mea. Bă, și pus la el de rumă cu chestia. Bă, deci știu că mai devreme că vorbeam cu ceva în voice chat, îmi spuneam că bă, spune te rog că glumești. Și am zis, bă, oricât de tare vreau să glumesc, chestia asta chiar se întâmplă. Viitorul este acum bătrânie. Bă, să-mi bag picioarele că tot făceam mișto cu ăștia seara pe vocea, că jucam pe adoptație, ne bădeam joc de oameni, că suntem gunoaie de oameni. Noi nu știm să acceptăm înfrângerea într-un mod onorabil, noi știm decât să înjurăm oamenii în chat. Și e complet normal să fii toxic pe internet, nu există nicio consecință chestia. Aveți încredere, mine arăt, un vine de la un om perfect normal, sănătos mental. iPhone 15 în buzunar și tu tărești în canal sau ceva de gen, nu mai știu cum am zis, dar ne-am râs pe noi puțin de la chestie. Pe lângă asta și că ne-am fost și proști în pula mea, dar nu contează. Aici vreau să închei și o clipul ăsta, că mi-am spus o fudă destul de tare luna viitoare, că... Sau săptămâna viitoare, la cum merg chestiile acum, faci. Aici vreau să închei și o clipul ăsta, asta sune din vreme, că tot vreau mi-a prostit în copilărie cu T-Rex, nu mi-aduc aminte chestii pe care făceam când eram copil, că eram prea retard, dracu, și m-am luat așa de mult la cap încât am început să uit chestii. Dacă v-a plăcut clipul ăsta și puteți să relatați că în 2024 un căcat, bă, pentru unii 2024 a început extraordinar bine, am văzut bonul care câștiga la lot 1 milion de euro sau ceva, nu ce problemă s-a întâmplat. Abana, m-a venit anul cu nor pe stâlp. Păsta mine o veni că trebuie să plătesc mai multe chestii și acum trebuie să-mi repar și pereții la casă. Mâine o să am o crăpătură pe aceea și o să vezi un demogorgon în podea sau ceva, să-mi bag pula, mă, nu mai suport. Nu, știi ceva? O să stau, o să mă duc să editez clipul ăsta și după aia bag joace, nu, că nu-i bine, îi luăm tovarăși și acum merg la școală. Cum e la școală, bă? Vă place la școală? E fain la școală. Sistemul de învățământ în România este așa. Bă, ce-mi place să stau aici. Ar trebui să dăm un nume la chestia asta, T-Rex stând în fotol și mâncând căcat, T-Rex stând în fotol și vorbind despre chestia, trebuie să dăm un nume la chestia asta, ar fi foarte amuzant, nu știu, să zicem așa, Friday Night Fotoliu, nu-i bine, nu-i azi, e luni, nu-i așa, îi găsim un nume sau ceva și facem așa un talk show cu T-Rex și stau așa, ci, și după aia mai stau așa și câteodată și mi se vorba picioarele în cadru, ca atunci. Dar nu, eu mă pun să editez clipul ăsta, mame, dacă v-a plăcut, dă-vă un pula mea, deveniți membri pe canal, dădeți mi banii voștri. Aici au membri pe care avem, ia uite, i-am dat cadou pe stream, 10 membri, mă. Aute, ia ce cât am, să-mi bag pula. Dați dracu și voi acolo un like, că nu știți că dată. Da, și voi un share, dădeți-vă și cu capul de pereți, că și aia mă ajută. N-aveți voi idee cât de tare mă așa că vă dați cu capul de pereți. Cu toate astea, mă bucur să ne vedem în 2024. Sper să muriți în pula mea și noi ne vedem ca orice data viitoare. Hai, pa. Uite-o capul. Uai, ușor, mă, că te omor, ai de capul ce radiază pe costa. Ăsta e mai cald decât caloriferul, ești nebun. Și acum să se stingă filmarea. Ioi, ce merge centrala pe aia tu, ia prăsune acolo, uite prăsune.